aproape un curcan de 15 kg pentru mese copioase alături de cei dragi. Astăzi, pe lângă curcan, avem și 1600 de euro. Bună dimineața, Daniel! Salut! Bună dimineața! Ce mai faceți, domnul Daniel? Bună dimineața, domnilor! Ce să facem? Sunt împreună cu colegul meu în mașină, în drum spre București și mă bucur că m-ați sunat. Încep de foarte multă vreme să intru în legătură cu voi. Asta e, site-ul nu minte. De unde veniți? Așa, de unde veniți? Și încotro vă duceți? La București? Plecăm din, am plecat din Galați și mergem la București. Aha, și fă-ne cunoștință și cu colegul tău, Daniel. Colegul meu, numele lui este Adrian. Daniel și Adrian. Cu ce vânt la București? Lucrăm în televiziune și am fost convocat la o ședință. Nu știm ce o să fie acolo. În ce televiziune lucrați? La Antena 1, la Observator. Mamă, și ești corespondent sau la Galați? Da. Domne, excelent. Ce lume mică, extraordinar. De când ești corespondent la Galați? Tare, am fost convocat la o ședință, nu știm ce o să fie acolo. De vreo 2 ani și jumătate. Chiar cu 2 săptămâni înainte să înceapă pandemia. Aha, 2 ani și jumătate. Și cum e, vă plătesc bine sau... Foarte bine. De-aia vă cheamă la ședință. Da. Acum, înainte de ședință, întreb și tu. Da. Bine, Daniel. Daniel și Adrian. Asta e echipa participantă de astăzi la Dublu sau Nimic. Veți începe de la 200 de euro. Știi regulile, da. Daniel, da? Aveți 6 secunde să dați răspunsul. Răspunsul final trebuie să fie rostit de tine. Da. Și cu asta basta. Hai să începem. Mult succes! Mulțumesc! Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. 200 de euro. 200 de euro. Practic jumătate de corespondență la Observator. Mă scuzați. Da, băieți. Prima întrebare e exclus să vă încurce pe voi, având în vedere meseria, da. Meseria. Daniel și Adrian, asta ți-a avut și noroc. Mă rog, hai să nu-l includ și pe Adrian în asta, că pe urmă ești discuții cu banii. Daniel, pentru 200 de euro, spune-ne cine este guvernatorul Băncii Naționale a României. Muguri Sărescu. E, na. Cum te-ai prins? Cum ai făcut? Am consumat o sticlă de vin de la Via Domnului. Aha. Isărescu acum vreo 2 săptămâni și mi-am adus aminte de... A, uite, așa ți-a adus aminte. Că... Da. Acum, sincer să fim, domnul Isărescu, la ce valoare are dânsul, ar putea să angajeze un orolog mai creativ acolo, tot respectul. Să știi că și mie îmi place un... Un anume. Un anume vin de la dânsul, de la cramă. Care? Da. Crâmpoșia selecționată. Da? Da. Bun, bravo. Un vin alb foarte cinstit de masă. Mhm. Da. Daniel, ai 200 de euro, trebuie să ne spui dacă mergi la 400 sau te oprești banii și te duci la ședință. Mergem mai departe. Mergem mai departe. 400 de euro. A zis că se câștigă foarte bine, deci trebuie să meargă până la capăt. Corect. Ce socoteală am făcut? Dacă te aud aia de acolo, că ești foarte mulțumit cu cât câștigi, nu știu ce să zic. Cred că aici ai fost... Trebuie să fim corect. Da. Aici ai fost imprudent. Un pic. Așa. Bun. Voi așa, că nu știu exact cum e la voi, dar mai umblați prin țară, în afară de ședințe, aveți și de lucru gen pe aici, pe acolo, sau corespondați numai din județ de acolo? Da. Acoperim vreo 3 județe și atunci când este nevoie ne mai deplasăm și la Constanța și unde se întâmplă în general lucruri rele. Mm-hmm. Da. Luca e fascinat de lumea televiziunii. În fine. Îl puteți, Daniel, vedea cum privește în cameră pe pagina de Facebook. Suntem live. Să privesc în cameră? Da, privește în cameră. S-a privit. Dă-ți privirea aia ta. Daniel, fii atent că apar la televizor acum, dar pe Facebook. Da. Pentru 400 de euro, să ne spui sau să ghicești, către ce țară vecină se face tranzitul prin punctul de frontieră de la Vârșand? Bulgaria. Bulgaria. Bă, da, și sună cumva. A ce-ți sună? Vârșand, tătă. Da, Vârșand, tătă.
Vărșan, tata. A ce-ți sună ție, măi, Daniel Vărșan? A ce-ți sună țării? Nu, serios! Măi, nene! Foarte bun! Bun, deci e clar că ai dat-o la ghici, nu? Da, da. Da. N-a funcționat la ghici. Da, mereu aproape. Niciodată acolo. Cum se zicea, problemări. Daniel, ne pare rău, e către Ungaria, punctul de trecere a frontierei de la Vărșan, dar sună ardelenești așa, Vărșan, adică... Noi fiind moldoveni, nu prea avem treabă cu Ardealul și nu mi-a sunat a nimic. Da, te-am întrebat dacă ați avut peripeții prin... În plus, suntem obișnuiți să ieșim pe la Nădlac și atunci Vărșan... Și asta e adevărat, prea... aici cred că trec alte... Da. Nu am auzit niciodată. Data viitoare. Daniel, îți mulțumim tare mult. Succes la ședință. Da, baftă multă. Să dai din curcan și lui Adrian. Să fac o ciorbă măcar. Curcanul e al vostru, adică cu asta nu ne, aici nu ne oprim. Drum bun, băieți. Deși concursul de azi s-a încheiat, mai avem o întrebare. Știi tu oare ce fel de carne conține mai puține grăsimi decât carnea de porc și are un conținut ridicat de proteine și vitamine? Și aici și răspundem noi, carnea de curcan. Vorbim de curcanul românesc de calitate de la Peneș. Bucură-te de premiul de azi și nu uita, consumă carnea de curcan românesc și verifică originea pe etichetă. Un nou curcan mâine dimineață în deșteptarea, dar și premiul de 2400 de euro. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.